Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță obținerea unei finanțări de aproape 1 milion de euro pentru digitalizarea pe fonduri europene prin PNRR a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou. Principal al proiectului este obținerea unor module informatice care să deservească spitalul de la Suceava, începând cu înregistrarea și digitalizarea fișei pacientului, în care să fie prinse istoricul bolilor, tratamentul primit și recomandări pentru viitor. Este vorba de dotarea cu computere specializate, dotarea cu 125 de terminale mobile tip tabletă, care vor putea fi folosite de asistente pentru citirea codului de bare la capul pacientului și transmiterea informațiilor către un server central și dotarea blocurilor operatoare cu calculatoare speciale. Efectul final înseamnă obținerea de informații în cel mai scurt timp pentru a permite intervențiile în cunoștință de cauza personalului medical. De asemenea, este prevăzută înființarea unui chioșc digital interactiv, unde în baza unui cod personal, pacientul sau aparținătorii desemnați acestuia pot consulta fișa cu diagnostic și recomandări sau pot să obțină informații despre pacient. Asta înseamnă o abordare civilizată, modernă și cu date reale. Gheorghe Flutur a arătat că Spitalul Județean se află într-o perioadă de dezvoltare și extindere profundă, având foarte multe proiecte. Dintre cele pe fonduri europene reamintesc proiectele pentru anveloparea spitalului, de peste 13 milioane de euro, proiectul pentru combatere a nosocomialelor. În același timp avem proiecte finanțate din bugetul Consiliului Județean pentru înființarea unor secții noi, pentru amenajarea unei săli de politraumă, pentru tratare a bolilor de inimă complexe, pentru tratamentul cu izotopi al bolnavilor de cancer și multe altele. La acest moment este gata și proiectul făcut de CNI pentru modernizarea Spitalului de Copii, o investiție de aproape 130 de milioane de euro, la care așteptăm OUG pentru demararea lucrărilor. Toate acestea au fost posibile datorită unui parteneriat între Consiliul Județean Suceava și conducerea Spitalului Clinic. Îi felicit pentru implicare și doresc în continuare performanță și aplicare totală pentru tratarea pacienților, pe măsura dotărilor pe care le au.